Bine v-am regăsit, dragii mei! Cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine. Vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit și mă bucur și pentru mesajele voastre frumoase. Alegeți-vă o ceașcă verde sau roșie și vom deschide de pe data 7-9 decembrie, dragii mei, să dea Domnul să fie totul bine. Eu încește, nu știu ce este, ceea ce va ieși. Pentru 3 zile am să vă spun, dragii mei, să știți, și cum am zis, vă zic o dată la toată lumea, bine ați venit și mă bucur pentru că multă lume iau rezultate, dragii mei. Foarte simplu puteți să faceți, dacă nu găsiți video, video se numește, minunile vin în viața voastră, dragii mei. Foarte simplu faceți, dacă nu găsiți video, faceți pe mână, mână de, cu mâna dreaptă, pe mâna stângă, 7, 7, 7 și îți pui o dorință și zici 7, 7 șapte să vină minunile în viața mea sau ceea ce dorești tu bani, dorești tu casă, dorești tu masă, ceea ce îți dorești, îți pui acea dorință și treci în așteptare, dragii mei, pentru că 7 7 3 de 7, asta este numărul îngerilor și este numărul minunilor care vin în viața voastră, dragii mei, să știți. Sper să fie pe înțeles pentru că, cum am zis, video se numește Minunile vin în viața voastră. Acolo puteți găsi să știți. Așa, să deschidem întâi prima ceașcă verde să deschidem și să vedem ce ne va spune de pe 7-9 decembrie, dragii mei, să știți. Să dea Domnul să fie totul bine. Asta este prima ceașcă, dragii mei. Să vă uitați, vedeți aici este o broască testoasă dragii mei, această broască testoasă este încărcată, de parcă are în spatele ei ceva, așa parcă are o gogoașă Dacă vedeți ce bine a ieșit acea broască testoasă, asta ce înseamnă dragii mei, că în curând dorința cu casă, care o dorești tu să o cumperi sau să mai mai știu, să o cumperi, să o vin, să treci în altă casă, în chirie, sau să muți mahala. Să știți că acea, ce, acea, dorință cu casă pe care o dorești tu se va îndeplini curând, să știți. Cum, cum am zis, poate să o vindeți, poate că aveți o moștenire, poate că ceva în legătură cu o casă, ceea ce ți-ai pus în plan, ceea ce dorești să faci, să știți că în curând se împlinește acea dorință cu casa care o dorești cei care sunteți cu zodia Rac. Vreau să vă zic că în aceste zile o să mergeți caracul înapoi. Cum merge Racul înapoi, așa veți merge voi. Nu știu de ce, dar în, în aceste zile nu prea o să vă meargă bine de parcă. Doriți să mergeți înainte, dar niște cum nu reușiți, iarăși vă, vă întoarceți înapoi. O să mergeți caracul înapoi în aceste zile, să știți pentru că uitați-vă a ieșit aici un rac. Dacă vedeți, se vede foarte bine. Asta înseamnă că cei din zodia rac, pentru că dacă mergeați în sus, asta vă mergea bine, dar voi vă coborâți în jos, dragii mei, și asta vă arată că în următoarele zile o să vă meargă pe dos. O să aveți așa, nu prea o să vă meargă bine cu părere de rău, să știți asta. Asta mi se arătat, să știți. Aici văd două, două stropuri de ploaie, dragii mei, și deasupra aceste două stropuri este o umbrelă. Asta ce înseamnă? Să știți că fericirea, bucuria vine în mâinile voastre. Pentru că aici vă văd că mult vă rugați, mult vă faceți, pentru vă duceți la biserici, vă rugați, ca să vi se împlinească o dorință, să știți că acea dorință pe care o dorești tu să se împlinească, aceste două stropuri de ploaie îți arată că dorințele tale sunt pe drum. Dorințele tale o să vă bată la ușă curând și o să se îndeplinească acea dorință pe care o dorești tu să știți, dragii mei. Dacă ți-ai pus în gând o dorință, să știți că acea dorință va ieși, va se va împlini. Aici văd cifra 9, 3, 8, 0 și 3. Interesant. 9, 3, 0 și 5 este aici, dragii mei. Să știți că pe aceste deți, Zero poate să fie ceva, să iasă ceva rău din viața voastră, să știți, pentru că poate unele persoane ați fost în perioadă grea și asta vă arată că ați fost la zero și de la zero ați început viața voastră, ca să o refaceți, dragii mei, că ați fost câteodată la pământ și nu aveați nimica și asta vă arată, acel zero vă arată că voi viața voastră ați început-o de la zero și deja sunteți mai... Știți cum ați urcat urca treptele scării, așa voi ați început de la zero, așa v-ați urcat în sus, să știți, dragii mei. Aici este cifra 9, aici este cifra 5, să știți că pe aceste deți poate să vă meargă și mai bine, pentru că aceste poate să fie ziua voastră de naștere, de, a trecut 5 decembrie, dar poate să fie 5 zile, 5 ore, 5 uh, săptămâni sau pe data de 9, să știți că aceste deți pentru voi o să vă meargă foarte bine, pentru că a ieșit 2 de 9, dragii mei, să știți, poate că pe aceste deți, să primiți vești bune, să vă vină la urechea voastră așa niște uh, vorbe bune, ceva o să vă meargă bine să știți în aceste dăți, dragii mei, pentru că aceste dăți vă dă vești bune că o să vă meargă bine spre următorul timp, dragii mei. Și iarăși văd aici persoane, v-am mai spus și vă mai spun, aveți, sunteți persoane care aveți probleme cu ovarele, dragii mei, asta v-am mai spus și vă mai spun care vă simțiți așa că aveți această problemă, trebuie să vă duceți imediat la un medic, pentru că vă arată că ovarul, stâng, este mai bolnav, aveți ceva chisturi, aveți ceva probleme feminale și trebuie, asta vă zice că ceașca și de câte ori vă zis că vă, dă, vă spune că trebuie să plecați imediat la un medic pentru ca să vă consultați că pe când nu este și, uh, târziu dragii mei, să știți asta vă arată și vă spune. Aici văd două femei, dragii mei. O femeie așa mai plinuță, o femeie mai slabă. Aceste două femei mereu se ceartă, poate să fie din mahala voastră, poate să fiți cumnate, poate să fiți surori, nu știu, dar una este mai plinuță, una este mai slabă. Acea plinuță mereu strigă la cea slabă sau poate să fie mamă-fică, poate să fie soră cumnată. Nu știu cine sunteți, dar o femeie așa mai plinuță, o femeie mai slabă, să știți. Și mereu vă certați. Sau poate să fie și fica voastră, dragii mei. Mereu vă certați cu fica voastră. Mereu nu vă înțelegeți. Mereu tu spui albia, spune negru. Așa mereu aveți niște neînțelegeri în casa voastră. Neînțelegeri în familia voastră, dragii mei. Să știți cu părere de rău. Asta că mi se arată în ceașcă să vedem aici pe cifra 6 și cifra 7 și 8, dragii mei, a ieșit aici aceste cifre. Să știți că și pe aceste dăți poate să vă meargă mai bine sau să aveți o zi de naștere sau să aveți un examen sau să aveți o judecată. Să știți că pe aceste deți vă arată că o să vă meargă bine, scumpii mei, într-adevăr, oriunde vei bate, oriunde te vei duce, să știți că o să vă meargă totul pe roate, dragii mei, să știți asta. Încă vă văd în casa voastră supărați. Nu știu ce nu va ajunge, dar sunteți supărați în casa voastră. Cineva vă supără. Voi aveți... Sunteți așa bine, 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 apoi iarăși vă certați. Bine sunteți, iarăși vă certați. Nu știu de ce nu puteți împărți, dar în casa voastră, cu părere de rău, încă văd certuri și ne înțelegeți, dragii mei, să știți asta. În afară de asta, să știți că în următoarele zile... Doar pentru zodia rac o să meargă așa totul înapoi. În afară de asta să știți că o să vă meargă bine, scumpii mei, să știți asta. O să fie bine pentru voi. Fie casă, fie masă, fie sănătate, fie liniște, dragii mei. Gândiți-vă la o dorință. Să vedem dorința ce ne va spune. Dorința voastră încă este în așteptare. Și uitați-vă, dragii mei, se vede foarte bine. Cum voi stați aici, așezați și mereu vă rucați ca să aveți liniște în casă. O să aveți, dragii mei, să știți. Până când, încă uitați-vă, și aici este o literă de S, dacă vedeți. Să știți că din cauza, poate să fiți voi cu litera S, poate să fie din jurul vostru o persoană cu litera S. Să știți că această persoană mereu vă face certuri în casă, mereu vă... Face certuri în casă și uitați-vă aici de parcă sunt două inele, dragii mei Asta ce înseamnă? Că acea persoană dorește să vă strice căsătoria și de parcă dorește să treacă în locul vostru Fiți atenți cine intră în casa voastră, cine iese pentru că văd o persoană dorește să vă despartă Pentru că aici văd inelele Despărțite și este o persoană între aceste două inele, sau poate că sunteți într-o despărțire, dragii mei. Așa poate să fie. Și vreau să vă zic că acea despărțire o să se sfârșească, dragii mei, cu părere de rău. Să vedem numărul 2. Ce va spune să dea Domnul să fie totul bine? Să vedem, să vedem, să vedem. Asta este numărul 2, dragii mei, să dea domnul să fie totul bine, să mă uit eu întâi ce este aici. Apoi am să vă zic și vouă, să vedem. Aici văd vede o literă de V, dragii mei, să știți că V, L, M, N, Aceste persoane care sunteți cu aceste litere, să știți, pentru voi, aceste zile sunt zile cu soare. Toți noorii pleacă deasupra voastră, și deja vă vine soarele în casa voastră, pentru că văd multe lucruri care le-ați avut de rezolvat. Ați început să le rezolvați, încetul cu încetul se deschide calea, ușa, drumul în fața voastră și o să vă meargă mai bine, pentru că toate drumurile sunt deschise pentru voi, fie financiar, fie dragoste, fie muncă, dragi mei ce îți dorești, fie sănătate. Să știți că. Vă merge foarte bine pentru că toate pietrele din calea voastră s-au ferit la o parte și pentru voi s-a deschis un drum alb, s-a deschis o poartă și voi deja intrați în acea poartă sau în acea ușă a vieții voastre, dragii mei, să știți. Aici văd că cineva împodobește un brad, dragii mei, cred că vă pregătiți de sărbători, nu știu ce, dar văd că pregătiți un brad, așa îl împodobiți și sunteți fericiți, ați trecut în modul iernii, ați trecut în modul sărbătorilor pentru că aici văd cum am zis că împodobiți un brad și într-adevăr sunteți fericiți. De parcă v-ați închis în casă și de plictiseală vă împodobiți acel brad, dragii mei, să știți să dea Domnul să fie totul bine, să aveți niște sărbători fericite, dragii mei. Să vedem, să vedem, să vedem ce este aici. Să știți că pentru voi vin niște bani acești bani să știți că vă vine de peste hotare sau din altă parte, dar vor veni acești bani în două părți, să știți. Vă vine o parte, apoi a doua parte, dragii mei, cred că persoana nu poate să vă transmită o sumă mare și o să vină acei bani în două părți. O să vină prima parte, apoi a doua parte, dragii mei, și acești bani o să vă meargă foarte bine. Dar vreau să vă zic, aveți în casa voastră sau în jurul vostru un șobolan, așa o persoană care îmblă ca un șobolan în jurul vostru, nu că știți că nu este de rău, aveți așa o persoană în jurul vostru care mereu vorbește, 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 așa știți cum un șoarece roade tot porumbul și nu rămâne nimic, așa cineva vă mănâncă vouă mințele, mereu, poate să fie la muncă, poate să fie în mahala voastră, poate să fie în casa, fie în casa voastră, această persoană deja v-a mâncat mințele, dragii mei. Această persoană așa de mult v-a plictisit chiar câteodată ziceți taci atât că mă doare capul. Așa că toată vremea mereu vă mănâncă mințele această persoană și această persoană pe voi v-a obosit foarte tare. Nu știu cine este, dar poate să, Dar această persoană se vede că este cu litera L în nume sau prenume. Poate să fie la muncă, poate să fie acasă, Poate să fie în altă parte, dragii mei, să știți. Să știți, dragii mei, aici este așa un delfin mare și voi deja ați întins mâna și să-l prindeți și ziceți că eu acest noroc nu dau la nimeni, eu acest noroc l-am așteptat de ani de zile și nu-l voi da la nimeni. Și așa va fi, să știți că spre voi știți cum vine un val de apă, un val de... Mare spre voi, așa vine acest noroc spre voi, dragii mei. Voi, acest noroc, cum am zis, îl luați în mâinile voastre și nici de cum nu îl dați la nimeni. Cum am zis, voi ziceți că eu acest noroc de mult timp l-am așteptat și nu îl dau cu nimica la nimeni, dragii mei, și asta, într-adevăr, pentru voi, vine așa ca o explodare, așa un uh, noroc pentru voi, dragii mei, să știți, care ați ales numărul 2. Aici văd litera H, B, G. Ce, aceste persoane care sunteți cu aceste litere, în nume sau prenume, o, o să fiți nevoiți să plecați la un drum, dar aceste drumuri parcă sunt puțin încurcate, parcă sunt așa puțin, cum să zic, închise, deschise, așa vă duceți mereu, vă duceți, veniți, vă duceți, veniți. Puțin o să îmblați pe drumuri. Poate să fie pentru niște acte, poate să fie pentru sănătate, poate să fie pentru altceva, dar vă văd că mult umblați pe drumuri, pentru că vă duceți, veniți, vă duceți, veniți, drumurile sunt încrucișate pentru voi, pentru că foarte mult uh, mergeți, plecați pe drum, dragii mei. Și încă ceva, aici este un elefant mic. Asta tot înseamnă, dragii mei, noroc. Să știți că elefantul vă aduce acest noroc. A ieșit și delfin, a ieșit și bani, a ieșit și noroc. A ieșit totul pentru voi care ați ales numărul 2. Pentru voi norocul vă bate într adevăr la ușă și pentru acel noroc voi o să deschideți ușile în larg și o să vedeți că se apropie. Poate că dacă nu în 2021, poate în 2022 să intrați într așa un rai, să se deschidă așa niște porți pentru voi că nici voi nu o să vă vină a crede de unde și cum a fost asta, dragii mei, să știți. Pentru că care a ales numărul 2, într-adevăr, a ieșit minunat, să știți asta. Să vedem, în casa voastră văd o mulțime de persoane. Poate că veți avea o sărbare, poate că veți avea o nuntă, poate că veți avea un botez, dar în casa voastră văd o mulțime de oameni, dragii mei, să știți. Nu este de rău să știți că asta este o sărbare, ceva o să sărbătoriți în casa voastră și o să fie de bine, dragii mei, să știți asta. Gândiți-vă la o dorință, să vedem dorința ce ne va spune, să dea Domnul să fie totul bine. Dorința voastră încă este în așteptare, va fi dar încă este în așteptare. Și uitați-vă aici este un copil mic, dragii mei. Poate că în casa voastră să între o veste că cineva a născut sau că cineva va rămâne însărcinat. Poate să rămâi și tu însărcinată. Uitați-vă. Aici a ieșit litera S și litera V. Litpa, în cer, V V. Și uitați-vă aici de parcă este cifra 3. Poate să fie 3 ore, poate să fie 3 zile, dar în casa voastră între acea veste. Ori o să rămâneți însărcinate, ori cineva a rămas însărcinat și o să vă bucurați sau cineva o să înască un copil, dragii mei. Acesta va fi un băiat, să știți, dragii mei. Și asta o să vă bucure foarte mult pentru că, uitați-vă, 1, 2, 3, 3 persoane veți pleca în vizită la acest copil, uh, copilaș, dragii mei pentru că într-adevăr o să vă bucure foarte, foarte mult venirea lui, nașterea lui, sosirea acestui prunc, dragii mei, o să fie pentru voi o veste bună, să știți. Așa, dragii mei, sper să fie pe înțeles. Cum am zis, eu mă stăru să explic ca voi să înțelegeți. Aveți o seară cât mai frumoasă, vă doresc o săptămână plină, cu noroc, iubire, bani, dragoste și tot ce vă doriți, dragii mei aveți grijă de voi, data viitoare am să vă torn cositorul, pentru că multă lume mai întreabă cositor, 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 am să torn și cositorul, aveți grijă de voi, eu vă iubesc cu toată inima și cu tot sufletul, vă stimez cu toată inima și aveți grijă de voi, îngerii mereu să fie lângă voi, la revedere!